Însăși, denumirea de ședință de consens comunitar ne-a nedumerit. Și ne gândeam, ce mai fi însemnând și asta consens comunitar? Eram în sală, elevi, profesori, părinți au venit și de la primărie. Și când a început ședința, toți erau tăcuți, parcă speriați. Țin minte că la orele două, doamna Olga ne-a invitat în sala festivă, unde erau niște oameni care ne-au explicat că pot să ne dăie ajutor pentru a face reparații în liceu. Oamenii de la program ne-au spus să scriem de ce avem noi nevoie. Noi avem nevoie la bucătărie de niște pliți mai noi, de niște mese mai noi, că de acum 23 de ani s-au uzat. La ședință ne-am adunat peste 80 de oameni, fiecare și-a expus părerea, am discutat problemele care sunt în comunitate. Echipa de la CPP a avut grijă ca fiecare din noi să-și expună părerea. Am ales sala sportivă. Eu cu colegii mei am argumentat că asta e mai important ca celelalte probleme pentru noi elevii. Ce înseamnă să fii liderul grupului de inițiativă e ca și cum ai fi un director de liceu, dar totuși este ceva absolut diferit. La sfârșitul ședinței de consens, la întrebarea cine vrea să fie membru grupului de inițiativă, eu mi-am înaintat candidatura, deoarece sunt responsabil de partea tehnică a școlii și toți m-au votat ca pe un președinte. Liceul teoretic Ion Creangă are multe probleme. Unde curge apa de pe acoperiș, unde geamurile vechi trebuie schimbate. Probleme se poate enumera multe, însă n-ajung pentru toate bani. După cum ne spuneau cei de la CPP, trebuie să ajungem la un consens, trebuie să ne înțelegem între noi. Problema care a fost selectată a fost cea pe care am putut-o rezolva cu banii oferiți. Ne-am contrariat, până ce am ajuns cu toții la un numitor comun. Ne-au pus să ridicăm mâna în sus, să votăm. S-au numărat voturile și cu toții am văzut că sala de sport a fost cinstit aleasă pentru reparație. La ședință s-au spus toate condițiile și una dintre ele, cea mai importantă, a fost că oamenii trebuie să-și aducă contribuția cu 20% din suma grantului. Suma poate fi oferită prin bani, muncă, transport, servicii de contabil, inginer și altele. În grupul nostru de inițiativă suntem alături de elevi, profesori și părinți. Tinerii în grupul nostru de inițiativă s-au ocupat de colectarea contribuțiilor și, în ultimul rând, de promovarea proiectului. Eu m-am preocupat de documentație, de monitorizarea proiectului și, de ce nu, și de inginerie. Mi-a făcut plăcere să lucrez cu CPP, deoarece sunt foarte profesioniști în această privință. La urmă, când trebuia să ridicăm mâna în sus cine votează, chiar eu nu știu de ce, eu am crezut că nu se va atrage atenție și n-am ridicat mâna. Doamna mă întreabă, ești împotrivă? Eu spun, nu, eu pur și simplu am crezut că nu o să mă luați în considerație. Dar se vede că s-a luat în considerație oricare părere. La ședința de consens s-a luat o hotărâre de a renova clădirea spitalului de sector și a centrului medicilor de familie. De acest spital au nevoie pentru ajutor satele din vecinătate, Napadova, Bursuc și Japca. Este unicul spital care se află la o distanță de 62 de kilometri de centrul raional. După ce programul de dezvoltare participativă a comunităților a vizitat spitalul, mi-a spus că înainte de a începe proiectul, trebuie numai decât schimbăm și acoperișul. Aceasta a fost o provocare foarte mare pentru noi. Grupul inițiativă și coordonatorii din partea programului a decis să colecteze bani pentru schimbarea acestui acoperiș. Ne-a ajutat mult grupul CPP. Dumnealor ne-au sfătuit să ne adresăm pentru ajutor la administrația publică locală, administrația publică raională, ne-au sfătuit să nu ne rușinăm și să cerem ajutor. Avem încredere în cetățeni, însă nu credeam că vor putea reuși să adune banii necesari pentru reparația acestor acoperișuri. Și iată că au trecut 2 săptămâni și ne telefonează doamna Raisa și ne spune că am reușit, lucrările deja au început. Când am venit în sat, am fost uimiți. S-au adunat contribuții de la satul Sănătăioca,
satul Japca, satul Napadova și satul Bursuc. Am fost la toți oamenii de la poartă la poartă. Oamenii au fost foarte mulțumiți când ne-am adresat la dumnealor. Când am auzit că e pentru spital, tot jertfim numai să fie spitalul, să avem unde vine. Peste alte 2-3 săptămâni mă telefonează doamna Raisa și îmi spune că am colectat de la cetățeni 60.000 de lei. Necazul cel mai mare al nostru a fost după o bună parte de lucrări. Când am observat că un perete din clădire era foarte avariat și clădirea putea toată să se prăbușească. A fost o situație ieșită din comun. I-am văzut pe oameni atâta timp muncind, că apoi totul într-o clipă să se ruineze. Nu puteam să-i ajutăm cu altceva nimic decât cu o susținere morală, cu idei, consultanțe. Atunci când am înțeles că nu putem face reparație totală prin cadrul proiectului, am apelat la Centrul Medicilor de Familie și Spitalul Raional Florești și la administrația raională. Am fost foarte transparenți, le-am prezentat toate documentele din cadrul proiectului și am apelat la un ajutor financiar de 100.000 de lei. Dumnealor au fost foarte receptivi. Ne-au acordat un ajutor financiar de până la 1.000.000 de lei. Cu ajutorul oamenilor, cu ajutorul la toți care au fost de bună credință, încetșor s-a făcut. Sunt în lista donatorilor, am depus eu 500 de lei și cred că banii au fost folosiți cu cap, că e foarte frumos lucru s-a primit la noi, cu centrul medical. Incredibil, cum mai mulți oameni uniți pot face lucruri mari. Din toate ședințele, cea mai interesantă a fost ședința tenderului. Am învățat a lucra cu multe documente oficiale, financiare. Am invitat antreprenorii, având ca scop să elegem cei mai buni. E bine, e cald, vântul nu ne bate, licuirea ne-o dă corect cum trebuie. Centrul de Sănătate Sănătălca și secția de terapie sunt două instituții renovate capital. Prin efortul pacienților, cetățenilor, locuitorilor satului Sănătălca și a satelor vecine. De mult ne-am dorit asemenea condiții de lucru și în sfârșit visurile noastre s-au realizat. Suntem foarte mulțumiți de condițiile care ni s-au creat. Acest azil funcționează din 2000, unde din lipsa condițiilor sanitare higienice am fost nevoiți ca să apelăm la diferite organizații pentru a căpăta unele finanțe. Cu toate că pentru noi începătorii multe lucruri erau necunoscute, totuși noi am reușit să ne mobilizăm și am mobilizat și locuitorii satului din care locuiesc. Люди изменили своё мнение, отношение вот этим проектом и вообще отношение, что делается на территории коммуны или села. Multă instruire am avut de către IREX Builds și chiar unele lucruri ce ce țin de viață. Am lucrat în condiții foarte grele, dar acum starea s-a îmbunătățit în azil. Ne bucurăm foarte mult că lucrăm în așa condiții de bune. Este cald, foarte bine, de o plăcere de a veni la lucru. Noi ne-am devenit mai organizați, am căpătat diferite abilități, urma cărui noi am putut ca să continuăm să scrim alte proiecte. Când au văzut rezultat, lidii просто були в шоке. Они поверили после этого, что действительно вместе сообща они могут сделать что-то изменить в селе. Сейчас, когда я уже вижу, что так возобновили этот проект, я хочу сказать, что я благодарю этим господам, которые посвятили свои руки, свои средства. Întotdeauna la sărbători am fost prezenți aici cu elevi, am prezentat programe artistice. Îmi place foarte mult să-i ajut pe oameni. Cred că asta și m-a ajutat ca să devin un voluntar. De Crăciun, anul nou, colindat, hăit, vin. Bine, frumos. Dacă am la 8 martie iar, să vin. Nu se știe care va fi viitorul. Putem chiar și noi să ne mărim la acest azil. Într-adevăr, acestea instruire au fost simbolul, începutul ca noi și continuăm pentru a implementa viitoarele, următoarele proiecte.
Pe parcursul colaborării instituției noastre cu programul de dezvoltare participativă a comunităților, am asigurat transparența în cadrul celor trei proiecte implementate în diferite moduri. Mi-am informat persoanele despre toate cheltuielile care sunt în cadrul proiectului. Prin elaborarea futurașelor publicitari pe care îi făceam săptămânal. Am creat un blog al Asociației APP Ștefănești, unde publicăm diferite articole ce ține de implementarea proiectelor. Am ieșit cu informații la adunări generale în comunitate. Am făcut rapoarte la Consiliul Local. De asemenea, prin panourile informative pe care le așezam aici, le facem aici în liceu și la panoul din centrul satului. De aceea, nu zădar se spune că transparența este oxigenul democrației. Și acest lucru care l-au învățat aici, ei îl pot aplica și în alte comunități de studenți, de alte colectivi de muncă și, în genere, în viața de toate zilele. Acest proiect, socot eu că este o continuitate a proiectelor care au fost cu ajutorul IREX-ului implementate, prin aceea că în proiectele de la IREX ne-am învățat a face transparență, ne-am învățat a mobiliza oamenii. Oamenii sunt cu inima deschisă spre școală, spre liceu, cunosc lucrurile care se fac aici, sunt lucruri cu adevărat unicale. Vreau să vin astăzi cu un mesaj de mulțumire acestor oameni care ne-au dat o căldură, o rază, o încredere. Acum noi putem spunem cu mândrie că am absolvit școala CPP cu succes.